Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoturismul Dacia Duster. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere de locuință. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport al cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Sondulen. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor necesare de desfășurării festivalului Datin și obiceiul de iarnă. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație al Școlii cu Clase 1-8 Sondulen. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii din excedentul bugetar al sumei de 20.000 de lei în vederea utilizării acestuia la plata restanțelor pe care are Comuna Sondulen către Adis Bacău. Punctul 8. Diverse. Votăm ordinea de zi. Cine de acord? Împotrivă? Abține? Deci trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Propune. Domnul Lung. Marian. Deci domnul Chețeviță. Altă propune? Tot eu am propus prima. Nu am propus prima. Deci dumneavoastră faceți altă propunere sau? Păi nu, tot eu domnul Lung l-am propus, dar eu... Și domnul Rință. Eu o să-i zic toate oameni, le-ați fi bine. Nu mai e nicio propunere, da? Cine de acord, domnul Lung? Deci împotrivă, abține. Deci domnul Lung, Marian, te... Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoturismul Dacia Duster. Inițiator primar. Conform legii 258, ați aprobat un consum lunar de motorină pentru Dacia Duster de 180 litri. Acum trebuie să aprobăm consumul pe kilometru, respectiv kilometru. Nu știu, să știți că consumă foarte mult. Ca asta la tribuna dumneavoastră să aprobați. Dar cum sunt o poate în asta? Mașina are carte tehnică. Are carte tehnică, dar nu. În cartea tehnică zice 4,5, 5,5, dar nu. Consumul este foarte. De asemenea, să trebuie acționa constructor. Vor dă informații eronate, ori mașina nu spune să din punct de vedere tehnic. Nu ai acționat. Consumă pe telefon. Depinde și motor. Ce motor are? Ce capacitate are? 1,5. 1,5. Atât are, 4. Nu, nu. Dar asta nu are 4. 1,5. Are 4. Nu-i 4. 4. Nu-i 4. Nu-i 4. Da, nu știu. Acum problema este să punem, problema se pune în felul următor. Noi putem să schimbăm caracteristicile tehnice ale unei mașini? Da, putem să schimbăm exact cum am schimbat și la Opel și în momentul când s-a schimbat, când a fost achiziționat Roganul. Putem, de exemplu, am vorbit cu cei de la Curtea de Motor și știu astfel situația cu consumul foarte mare de carburant, iar cei de la ARR Bacău eliberează un document privind consumul de motor în unui gaz. Și atunci ați făcut un sondaj, o verificare? Eu am făcut, a făcut el. Dar nu mai decât consumul. Dar nu mai spun că ne-a speriat, el nu vreau să spun. Nu, dar nu spune. Dar ce părere că nu pot să-i expun această părere, pentru că ceva s-a întâmplat. Eu i-am explicat domnului Ivan. Acel consum nu este. Poate atunci are ceva tehnic, există o defectiune. Nu este elogment. Ori pierde combustibil, ori se întâmplă. Eu bag în mașină. Mașina nu are rea acolo, nu? Putem vorbi? Eu bag în Audi, mă duc la Pecoș. Când bag puțin, e 50 lei, dar de 50 de lei nu se vede nimic. Mă vede în noi, dar nu se mișcă acu. Dar pe parcurs, se duce mă omul în sus. Poate. În prima fază, când am nici n-am băgat multă lume. Se atenționează că la Audi nu se bagă 50 de lei. Da, avem Audi. Nici nu recunoști. Avem Audi așa. La Daci poți să bagi 20 de lei. Deci, da, la și Audi. Și dacă ori schimb mașina, ori unde la buzunar. Dar nu făcut ce? Tu nu faci uite. Normal, care? Mai este exact cu 45. Nu e cât ia domnul, da, tot ați făcut o nu, dar scuze, dar le-am ieșit, să ce aduceți pitic. Cât este,
pot să spun asta pentru că nu este eroment. Ceva s-a cumpărat. Păi și noi, de ce se, ce se aprobăm noi, dar doamne, am făcut 100 de kilometri. Ce mare am acolo, cât consumă domnul... Da? Ce sunt eu? Doar eu nu sunt pe inspector. Deci cât vă ia, da. Cât vă ia pe dealul, cât vă ia pe obșez, adică combinați. 10%? Media, media. 10%? Habar n-am. Deci asta poate să nu, nu? Păi dar nu, poliți, poliți, păi nu știu, dumneavoastră faceți puneți sumul ăsta. Mie mi este teamă de kilometraj, dar eu am o limită de motorină. De 180 de litri. Puneți să puneți 5, și 8, și 10. Dar nu consumă, consumă mult. 10% ce știu eu cu localitățile astea, cu experiență, dar nu-i diferă, mă! S-a sus în Pego, povestește-mă. Și am mers 81 km. Când am venit la Sărburenea, am făcut plinul din bidon, am pus 18 litri. Ceva nu e ok. 81 km. După care am plecat până la Pietricica, am intrat înapoi, la 19 km am mai băgat 4 litri. Ca 20 km? Ca 20 km, 4 litri din motor. Acum, nu știu care, da. Dar ce-am văzut și lăbrea. 15%, 16%, 16%. Nu puteți să apropă. Asta iată, au zis cei de la documentația de conturi. Nu puteți să apropă la zăbunță. Am mers și eu, am mers și tipul cu mașina. Am făcut rost. Eu am condus spate în zonă. Eu nu fac din ea. 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 Eu aș propune să ne descrie că tot e la aici, să fac un test acolo la atelier, să se ajungă. Nu. Nu, dar arată mai puțin kilometri și consum mai mult. Dar să știți că până la Pietricica sunt 10 km. Dar nu-i vorba de aia. Dar și Ghezul are daștea. Pereștea său are daștea. Sunt mai cu majoritatea primăriilor au daștea. Cât consumă la aceea daștea? Păi și clar. Băi, ce-o bătă mai? Dacă 10%. Nu, ce-i așa de greu de stăm să zic, nu? Da, cu toate primăriile au daștea. Nu? Păi ce-o bătă? 18%. Păi ceva să-mi spui aia. O să duc, o să duc în ea, să vedem ce are, dar e mult, să știți. La distanțe scurte, așa nu e măsurat de consum. Nu e măsurat de consum. La drum întins. Când faci o medie de 500 de kilometri, drumul... Nici cum conduc el. Ba să știți că la stilul meu se consumă puțin. Consumă 5. 20, așa. Să mă puțin peste aici. Atunci când v-ați spus că au și volan. Domnul Dumitru Vasile a întrebat, deci cât e la fel acel plat? Deci s-a spus că 10. 10. Păi mai este altceva, poate. Vrea cineva un litru. Nu spuneți mai mult de 10, că deja o să scrie. Deja nu, nu, dar nu. E poate lucru de cât dă-i carte, știi? Da, nu, cei de la Cuta de Contul au zis, nu, că cei de la Rele dăm mai mult de 10, nu dau. 10, puneți și din 10, bine. Puneți 9,5, ca să fie 10, dar problemă 10. 9,99. Sau... Deci cine pentru 10%? Pune 10, tot. Împotriva abțineți. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere de locuință. Vorba de familia Ursu. Familia Ursu are un contract de închiriere a unor locuințe sociale din anul... Din 2002. Un caz social, acum, din punctul meu de vedere, nu mai este un caz social, dar totuși pe perioada de iarnă trebuie să locuiască, nu poți să-i scoți. Dar ar trebui să-și construiască și dumneavoastră casa, au început construirea unei case și propun până pe data de 31 iulie 2018 sau 31 august, cum credeți noi, sau 31 septembrie, astfel încât să reușească și copilul să-și facă casa. Face, face dacă nu termină. Deci nu știu dacă termină până 31 iulie, septembrie. Septembrie. Astfel încât să putem să facem și noi remedierile de care se precizează domnul Magan pe care de degradare.
Cine de acord? 31 septembrie. Împotrivă? Abține? Deci punctul 4. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport al cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe teritoriul comunei Sămuleni. Dumnealor au depus mai multe ceruri și pe iunie, și pe iunie, și pe august, și pe septembrie, octombrie. La începutul anului bugetar, într-un proiect, s-au alocat pe unificata școală 17.000 de lei. Dacă nu plătim aceste navete, 17.000, m-am gândit să redăm după acești 17.000 de lei, cu toate că anul viitor tot o să ajutăm o condiție până iulie, iunie, să vedem ce rezultate. Pentru că au un buget 17.000 de lei, banii aia se întorc la primărie, dar... Da, vei trebuie să vedem. Nu știu, cum ziceți și din asta. Cine-i de acord? Nu. Vreau să-l adaug. Deci, noi am mai votat și luna trecută acest punct. Și atunci s-a votat împotrivă de majoritate și vreau să vă spun că proiectul oricum am votat împotrivă sau așa, ei tot trebuie să-și primească bănuții. Deci sunt câteva localități care la fel s-au opus și au fost date în judecată și au câștigat. Deci învățământul are câștig de cauză pe subiectul ăsta. Deci orică votăm împotrivă sau așa, ei tot trebuie să-și primească bani. Vedeți? Aici nu vă spuneați că vă contrazic. Așa spunea și de poliția locală. Și vedeți că au pe lută. Nu, eu spun de învățământ, n-am spus de poliția locală. Sunt și precedente. Dacă vreți, vă dau exemplu câteva localități. Așa, eu ca vine când jurisprudență. Dar în momentul când eu o să prezint judecătorul că rezultatele sunt alea, nu cred că un judecător. Păi da, dar asta trebuie făcut. De cine este trebuie rezultate, domnul Marian? Până la urmă, ne plătim. Ce că domnul și atunci trebuie să facem ceva, să aibă rezultate. Dacă noi ne dăm așa degeaba, adică fără să îi punem niște condiții, nu ar fi corect. Părerea mea e una. Banii îi dăm din dumneavoastră, trebuie să iei. Dacă nu faci servici, se penaliza lucrul. Care e bună și asta? La unul care nu se penaliza. Da, dar învețăminte. Asta la unul banii tăi e pentru de administrație și ai aprobat calificativul foarte bine pentru aplicare de dat. Inclusiv pentru profesoara X, care i s-a luat 5 copii din 40 la capacitate. Și cum să-i dai calificativul foarte mic? Dar aici cred că, presupun că trebuie făcută o comisie specializată pe domeniu. Nu ne putem da noi seama din ce cauze promovabilitate sau nepromovabilitate. Trebuie întocmită o comisie de specialitate și rezolvată problema, dacă într-adevăr chiar sunt probleme și... Dar, deci vorbim de un an și ceva, dar nimic concret. Adică care sunt profesorii care nu-și fac treaba, să știm... Am precizat profesorii care își fac treaba. Dacă, generalizând, nu e ok treaba asta. Deci lumea toată, cum se face și la televizor, se lovește în biserică, la general, nu se punctează preotul X sau Y, se lovește în învățământ, la general, dar nu spune că profesorul X sau Y și așa se... În Consiliul de Administrație, la Vasile a fost, a spus cazurile respective. Da. Dar nu e din greșeală la Romana sau baia care se face care, să nu știa la baia de transport. Plătim anul ăsta, dar să vedem ce se întâmplă, nu? Adică... Și profesori, nu? Sunt și profesori. Și apoi nu s-a luat. Da, dar nu ni s-a redat aici în Consiliu, care problemele la școală. S-a vorbit la general. Deci cine e de acord cu suma care ne spus? Au fost de acord. Împotrivă, abține. Punctul 5. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor necesare desfășurării festivalului datei și obiceiul de iarnă. Sunt alocați 30.000 de lei pentru porumbirea pragului de Crăciun. Într-o ședință s-a aprobat 12 lei de copil. Sunt 520 de copii, 520 în multiplu 12, 64-65. Restul de bani, respectiv 24.000 de lei, să încercăm, e o sumă mică, să încercăm, dacă ne să vedem cum ne descurcăm, pentru date și obiceiul de iarnă. Aici, cheltuielile sunt foarte mari. Cheltuielile sunt foarte mari, sunt foarte multe proiecte și foarte greu ne descurcăm. Anul trecut știți că mă lăudam că sunt atât de mulți bani, acum nu mai știu ce bani, vom vedea la sfârșitul execuției bugetare. Acum dumneavoastră decideți.
nu știu câte capi vor fi în comuna Sandureni. Am zis cap la de la Coman, Sandureni, Greșești, Stufu, Băzurești, 5 capi toți. Suma alocată de fiecare cap. Adică să nu fie nici mare, nici mică, astfel încât să ne putem descurca și pentru spectacolul respectiv. Puneți și noi asta sumă. Adică nu știu dacă vor veni toți 5, dar noi nu aplătăm toți 5. Dacă vor veni 4, banii se vor împărți la 4. Dacă vin 5, din păzuri, noi aprobăm suma. Suma. Nu știu eu ce. Eu m-am gândit ce zice, m-am gândit 4-5 mii de lei. Dumneavoastră, 5 mii de lei parcă mă doar inima să-mi prea mult, apoi parcă puțin. Dar cine jumătate, nu mai contează. Aprobăm suma prin drept și mai azi mă și vedem în funcție câți fac. 5 mii de lei pentru toți sau... Pentru toți? Pentru toți? Pentru toți? Pentru toți? Pentru toți? Da, dar nu mi s-ar părea nici, să zicem, că vin doar două. Și dăm și ăia vai din capul lor. Și dăm 2500 de formați. Nici asta nu e. Stufus, pe exemplu, vin, com, vin, versus... Nu, dar noi știm acum ce votăm pe concret, nu ce o să se întâmple. Dar nu știm câți vin normal, adică... Am înțeles asta că nu știm cât vine. Punem niște bănuți, dacă dar nu putem să punem 5.000 și vine o singură formație și ia pe toți 5.000. 1.000 e puțin de capul, nu știu. Da, nu, dar crește să zici ce ce discuți, ce nu. Deci nu ce zici. Nu se aia acolo la 60. Plătește muzica 25 de lei. Păi ar trebui și pe criterii puțin de selecție. Într-adevăr, Berșeșu vine și a venit cu 2 ciorapi pe față și să luăm... Să iau 10 milioane. 10 milioane. Pe ce dată se face ei? Pe 27, cred că tot pe 27. 26 sau 27, miercuri. Dar încă nu a făcut așa. Un Berșeșu vine pe 30. Și atunci? Dar când ai să decizi? Vrei să mă cânde duminica? Nu, 27 este 25 este... Dar nu facem bine, poate nu facem bine, dar asta nu se mai rămâneți. Nu, păi trebuie să fie să mă reamintea, să rog pe ochi și gata, vă mai trebuie părere de câțiva și părere de câțiva și părere de câțiva. Păi știi câți timp oare părere durea să îmbraci un băieț în vie? 27 lucrează oameni. O nu atenția, 4-5 ani durea. 25-26 nu se lucrează. A noștri vin pe 36. Prima și a doua, 27 se lucrează. Majoritatea lucrează. Dar tot de l-am făcut pe 27, mie simt. Da, dar numai că acum cade miercuri. Altă dată că vedeam mine ca se făia cu sâmbăta. Joi, luni, marți, pe 26, dar nu pot să mă duc pe vine, cu anul nou, cu anul nou. Nu, dacă să fie și momentul, adică tot... Deci 26 sau 27. Exact cum a fost întotdeauna. Tică, 26-26. Da? Acum sumele, cum ar... Punem 4.000 de lei. 4.000 de lei și dacă vin 3 capre... Nu, punem 5 sau 6.000, dar... Nu, dar nu mai ajung în partea aia, dacă te ușa. Puneți 5.000, domn primar. 5.000. Nu ne ajung banii în partea aia, vă dați seama... A trebuit puși 30.000 fără banii care trebuie. Nu, plătim niciuzură la papă și la feți, ce doamne. Păi dacă nu avem... Stați puțin. Așa e, dar totuși trebuie să... Stați puțin. Așa 6.000 sau 5.000, cât vorbim noi pentru formațiile locale. Intră în aceeași pachet ce cu restul momentului? Păi trebuie să avem în vedere dacă se plătește de către primărie din ăștia 5.000, în mână nu sunt 5.000. Deci de aici trebuie oprite toate profiturile. Știi, 5.000 și... Păi da, dar atunci este puțin. Plătești eu, încă. Păi nu, trebuie oprit la primărie. 16.000? Da, știm 16.000, dar nu e pe rând. Din 16 milioane, 10 se rămân. Se plătește 16.000, rămân 4.000, ok. 5.000 și plătește 16.000. Că ne trezim atunci că atâta-s banii și... Da, nu avem bani mulți, adică, da, asta, 5.000, da. Că nu ne descurcăm, nu am făcut de artificii, este 3.500. Un foc de artificii. Da, restul sumelor, cât au rămas? 65 cu 5? 11.500 și focul de artificii 15.000. Nu, nu punem focul de artificii. Ce-au rămas din 30.000? 18.000-17.000. 18.000 se organizează în spectacol. În spectacol organizatorul care va lua, nu știu cât va lua, dar până la urmă 25-30.000 nu are. Doi cântăreți, un cântăreț de renume care, în general, îți ia 1.000 de euro. Doi mai micuți,
și artificii. Și urși. Nu știu dacă ne cadă. Mai puțin. Mai puțin, poate. Nu am avut. Trebuia măcar 30.000 fără bani la copii. Asta este. Dacă nu sunt, ce să faci? Da, ne desărcu, ne descurcăm. Uitați, adevărați pe drum. Nu spun. Deci, la Heregiu, domnule. Adică și ei au învățit o mică, n-au avut sumă mare. Da, dar nu, n-a coincis cu... Nu, dar vorbim mai respectat. Da. Suma este mică aici când acolo n-a coincis artificii și n-a fost nici momentul de date și obiceiul local. Dar astea nu 17.000 de lei tot, sau nu știu, care ne-a zis și pe aia. Da. O sumă mică a fost și acolo. Deci, da, dar de întotdeauna vara e mai ok. Când iarna cade la pachet cu frigul și fără urși. Cu... De exemplu, i-am spus doamne contactele că eu aș fi vrut foarte mult să aducem ceata aia de la Asău. De 120 de uși, sau cea mai mare cea. Bine, e 50. Într-adevăr, aia de anul trecut au fost cam jertăriți, așa. A, aia sunt au fost foarte bine. Da, dar e doar, deci, un urs, așa, în jur de 5-6 mii de lei, din ce spune dumneavoastră. A, nu, cu 3 mii de lei am dat. Cred că am mai dat și puțin 1.000 de lei. Nu, eu vorbesc de deci, urși, eu ajung la 40-50 de urși. Adică eu mai pot să fac un curs. De exemplu, dacă nu mi-ajung banii, da? Contractul este un om acord între părți. Eu pot să semnez cu pătrățel contractul de 3.500 și să plătesc anul viitor. Îi plătesc acum 5.500 de lei. Poftim? Ai îndatorit? Da, fi pe aia. Dar bani la viitor. Da, 500 de bani. Ca să ia bani, cum să nu ia ce bolești? Da, dar copilul așa e bucur. Deci să punem la vot. Cine de acord? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație al Școlii cu clase 1-8 Sandule. Am trecut în Consiliul de Administrație a unui de școală, a fost Nea Ion și Nea Vasile. Școala a transmis o adresă conform ordinului de ministru, nu știu ce, ca o ordin la iar. Doi consilieri trebuie să facă parte din Consiliul de Administrație. Alăgeați încă doi membri în Consiliul de Administrație. Domnul Lungu și domnul Brânză. Domnul Brânză are niște probleme în sănătate. Nu știu când sunt probleme. Domnul Lungu și domnul Crișan. Numai puțin dacă îmi permiteți. Să aveți la școală, au mai multe ședințe de Consiliu de Administrație decât avem noi. De trei ori. Da? Alegeți-vă dacă puteți să veniți. Acum, uitați, ne-ai venit cu corect. L-am făcut corect să facă parte, că a fost și cadrul din grafic. Pe la asta m-am și gândit. Da, dar... Nu, dar nu sunt nici altul să acasă. Domnul Oanea, care tot e la școală. Nu poate să facă parte. Că e în perioada când ședințe la școală... Nu poate face parte. Nu poate să facă. Nu sunt de meserie, eu nu mă noriază, nu se mă ocupă, dacă e ceva. Haideți să intrăm în acum facem sens, deci hai să luăm, să luăm de la antrenat. Deci acum, de fără glume, fără nimic. Faceți o propunere cum trebuie. Și vreau să o supăr la domnul Crișan. Bun. Deci domnul Saca cu domnul Iancu. Domnul Ilia. Pe domnul Crișan, da. Nu face față că nu ia cu omul acesta. Nu este acasă. Domnul Marian. Domnul Radu, domnul Vice. Tu mergi? Nu, el nu poate zice că pe locul meu astăzi. Apoi și fac eu propunere. Domnul Dumnezeu. Domnul Lungu a fost propus de vreo 3 ori până acum. Da, deci nimeni nu a auzit. Deci dacă puteți să veniți cu dumneavoastră la urmă, acum întreb și eu, care este frecvența ședințelor? Nu,
Dar dacă vrea domnul Bumbu Marian sau Nea Ionică, e ok. Nu-i problemă. Deci mai este vreo propunere pentru domnul Checheriță, să înțeleg? Nu, haideți că... Rămân asta de o propunere? Nu am făcut nicio propunere, deci eu nu pot să fac propunere. O să fac... Nu, eu cred că nu... Comisia la mine nu pot să fac propunere. Deci domnul Bumbu Marian... Supunem la vot pentru propunerea? Da. Deci pentru... De ce este propus domnul Crișan? Cine este pentru? Cine este pentru domnul Crișan? Împotrivă? Abțineri? Deci domnul Crișan este prima persoană. Bun. Numai să puteți veni, pentru că lipsesc. Acum la a doua persoană pentru domnul Lungu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci rămâne domnul Lungu. Deci sunt cele două persoane, domnul Lungu și cu domnul Crișan. Și rezervă Vasile Checheriță. Deci nu, e profesor. Da, ok, mi s-a fost corect. Da, mă, se face. Da, trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii din excedentul bugetar al sumei de 20.000 de lei în vederea utilizării acestei la fața restanțelor pe care le are Comuna Sărbuleni către ATIS Bacău. Aici am explicat. Este la dar am explicat. E o situație... Să devăcăm problema, să vină ție... Ca să vă spun unul. Și după aia mai vedem ce mai e. E făcut, nu? Nu te-ai nevăcat într-un fel sau altul. Sunt erați banii ăștia în cursul acestui. Îl sărbători și se iau noi. Vine și iau noi. Domnul secretar, vreau 30.000 de lei. Și domnul secretar a zis că sunt deja, cât a zis domnul? Mai sunt 11.000 care sunt colectați acum în ultima lună. Sunt 11.000, se plătește pe o lună, 20.000 încă pe o lună și ei mi-a spus așa, să plătesc pe iunie și pe iulie. Acum eu dacă plătești iulie, nu plătesc nimic, plătesc decât 110.000 și 110.000. Păi dacă l-au luat cu noi... Păi dacă faci la urmă, vor veni. A, arestați. Nu e în care, l-au luat și nu plătim. A, hai, da. Problema este de acord. Problema este să vină să ia cu noi. Împotriva abținerii. Da, am spus care este asta. Nu este corect. Am un lucru să spun, dar nu este corect. De exemplu, dacă vă uitați, dacă cine are adresă de e-mail, vă dați zice adresa e-mail datele concrete. Una este să scazi 45% din 5.000 și una să scazi, să zicem, 45% din 3.000. E o situație. Deci, la punctul 8 diverse. La diversi, domn primar, atunci și s-a vorbit cu refugiul ăla, că o să faceți documentația ca să ne apucăm de el, dar uitați că septembrie a, până aia și intrăm în decembrie. Da, mă, pe bun. Sunt bani. Pe pământul meu acolo sunt bani. Avem 50, 60, 80 de mii cred că avem. Da, mai avut tine. Am vorbit și cu Ștefănescu. A zis că vă ajut, a zis că nu aveți chip, nu aveți cum. A zis că vă ajut și... Mâine să fac achiziția cu Ștefănie, adică și... Deci sunt bani. Nu, fac achiziția cu Ștefănescu, nu luptiți cu 1.000 luni, fac achiziția cu Ștefănescu și facem. Sunt bani 80 de lei. Adică avem bani pentru drumul. Pe banii care i-am dat... Pentru refugiu, spune eu, nu? Da, pentru accese în curți. Da. Nu, domnul! Nu, dar stați! Deci, sunt pe capitol 1 și pot să folosesc. Pentru refugiu, știu, dar pot să iau de acolo. Da. Să ne iau 80.000 de lei. Da, 80.000 de lei. Uitați, acum 6 ia 7 să vă mână cu lucrurile. Și după aia vedeți că se anunță cam o iarnă, cam și grea și ușoară. Se anunță o grea și chiar a avut acum să chem pe toți și pe el și pe toți o iarnă grea. Și deocamdată nu e corect ceva. Nu e bine ceva. Este canalul ăla, nu-i curățat în spate la Rădica Socaciu și jos până la acolo zis femeile. Dar am tăiat toate rechințile alea. Rechită, rechită, dar nu-i ca canal, nu este lărgit ăla acum. Și după aia nu mă bani să vezi să vezi mai dar să vorba de asta. Dacă nu-i curățat la vale, știi să formatează, mi-a dat și eu a bine deja bă. Dar nu-i curățit la vale? La vale nu-i curățit? Da, 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 de la Rodica Socaciu la vale. Iar vorbește cu cele sunt curățitoși și de la Rodica Socaciu la vale, adică...
Și să poate măcar așa un pic, nu, dar după aia pe tot la ei curte intră la... Este rachita aia groasă la Van Damme acolo, sau nu la, la Van Damme. Dă seama că rachita aia ține tot. Și nu poate fi tăiat de la urmă. Nu poate, din curtea omului îl protejează, că dacă îl tăie de rachita aia un gal, din toată apa mi la el. Nici la el, da. E o situație foarte grea. Dar cum ai venit la noi? Vedeți că temperaturile astea, neagră asta, cam e foarte nasoare. Nu știi mult apă, nu știi mult... O să fie mult apă, pe astea, dar... Problema care nu este, va fi o iarnă de ea. Foarte bine, da, da, da. Apropo de iarnă, știți că și anul trecut am discutat într-o dezăpezire în curs la bătrâni, care chiar nu sunt dat doar așa. E aici să ocupa de asta. Nelu, se ocupă de exact cum se ocupa Neonic. Îi făcea un tabel, tu te duci la Viol, tu te duci la Vasării, tu te duci la Ioan. Asta vreau să zic, anul trecut nu s-a respectat, am discutat că îi punem și nu. Dar de lucru, ei oare e adevărat, de exemplu, eu oastră mama, femeie 85 de ani, i-a dumitul se ducea la Cornierea, în partea aia și eu mă duceam până aici. Și mama mea e femeie bătrână. Adică... Și chiar sunt bătrâni care nu are ce înseamnă. Dar și am o cămise atunci. Nelu, că tu nu cunoști. Tu nu cunoști, tu nu știi din greșești. Faceți o situație pe face care... Face fiecare pe zonele noastre, domnule. Dacă se poate, face și un schimb, că, virgulă, cred că mai sunt unii care sunt cam agasați că trebuie să-i fac, poate, vecinului cu care nu se înțelege. Să-i trimită mai încolo, să facă unde se simte mulțumit și unde se poate. Că vrea să se ducă, spre exemplu, la Tatiana la Ciubotară. Toți voiau să se ducă la Tatiana. Le mai un par de vin. Ce bun, tu ai la Ciubotară. Cine era nevinit acolo? Că poți să ține mor. Da, bineînțeles. Cred că și utilajele nu pot intra până unde e necesitatea omului. Da, dar nu mă duc o parte deasupra. La apa mă duc. Pe vergește să-mi duc pe coma. Și merge și pe la. De 6 minute de noapte. Să începem cu el și să terminăm cu deșeamnă. Nu avem cum să ajungem pe putere, pe aia e casat. O fi, mă. Deci la ședința următoare să avem tabelul. Da? Îl opedea eu. Deci la ședința următoare. Da, eu și-i priceput la asta. De început de aici. Deci la bucă de 10 minute. Da, eu știu, te ajut, vin, te duc, te aduc. Da, cum prima nu a zis că nu. Da, chiar ține asta. Chiar să fie bun, domnule. Da, să fie 4. Domnul secretar, la ședința următoare să avem tabelul cu persoanele... Ședința următoare. Care trebuie să ajungă la omul respectiv. Cine îi dezăzește? Da, da. Da, da. Da, e o problemă importantă. Vini zăpada aia de... 2 metri, 1 metru și chiar în 2014, 2013 chiar s-a făcut treaba cu bătrânii, să știi. Ne trebuie avută grijă de bătrâni că nu, nu se poate. Eu am spus exemplu, e tatea mică în Buceană. Chiar la ea mă gândeam, vedeam anul trecut că a trecut lama și săraca trecea. Și... Nea Gheorghe Florea, care s-a avut 2 bătrâni probleme. Cel celălalt. Știi ce problemă mai am? Spre exemplu, la Vârșești, au făcut podurile alea și-au lăsat ciumburile alea. Da. Și au lucrat. Agăți să nu vream acolo, da. Nelu, te duci, îi spui la fiecare să-mi ia așa, numai mă duc eu și îi tai. Că nu preama, să-mi sară strama în sus. Dar unii când îi duc rama. Unii mi-e periculos. Toate sunt nene, toate. Celălalt este fața comun, dar unii periculos. Toate sunt, că am văzut eu, am verificat, toate sunt. Este așa, la Popovici este la... Nu e la nivelul ăsta acolo, Popovici. Nu e la nivelul ăsta acolo. Ia uite, am mai făcut doar ceva. La Georgia? Nu e la nivelul ăsta acolo? Nu, e la nivelul ăsta acolo, am mai făcut 2 podiți. Mai făcut 5. Aaaa, nu e la nivelul ăsta acolo. Și la fața magazinului, la nivelul ăsta acolo. Și... Aaaa, la fața magazinului. Cu cel mai periculos... Totul sunt constructori și mă uitam la acolo. Mă uitam acum, domnule, ești constructor, taie puțin din rigoră și vii la nivelul acolo. Adică ți-a fost atât de greu să tai din rigoră aia, eu venit deasupra rigorei. Ați înțeles? Fii cu 10 cm și fii la nivel. Și agăți cu lama. Și agăți cu lama și să fie problemă. Tu, Nelu, săptămâna viitoare. Iei lama și cu buldoș și în direcția de Orșa Avram și la unde s-o mai băgat țavă, toate ridicăturile de pământ, acolo rup toată lama. Pentru că s-a format, ea îngheață, adică știi, când a îngheța, nu rupeam rama. Adică să îndreptăm pământul. Este un igau, este un igau. Te-a trece și acum, acum are un pic cu buldoș și îndreptat. Acum, păi eu ce zic, acum? Acum mai moare.
De niște valoare nu se mai pune problema asta. Nu. Dar n-ai păi mai trebuie ceva să mai încheia mașina. N-am fost nicăieri, n-am mai avut nimic, nu știu de lucru. A venit cei de la firme la București, n-au aprobat. Deci să mi-e duce să semnă un contract canalizat. A fost săptămâna trecută, a fost la firme. Așteptăm acum drumul. Dar cu sare v-ați aprogramat sau? Avem niște antidelapant, avem și nisip și antidelapant de la... District. Nu vreau și ăștia de zanistie. Nu, dar trebuie la mapă. Da, știu. Nu, că dacă nu este amestecat cu sare, ăla se întărește și nu bat niște... Ar trebui să mai găsăm niște petricele amestecate cu nisip. Macadam doar asuțire pe piatră de aia fină. Măzărinchi de aia. Măzărinchi de aia mare. Dar ce mai trebuie ce mai trebuie? Patru o. Mai vedem? Că așa fie pante? Nu? Trebuie o mașină dată este. Așa trebuie să așa facă. Păi ca să pune în pante, mai poate duce ca să pună în pante. Păi așa nu știu în pante. Nu, dar trebuie să amestecăm cu chestii. Nu mai pot. Oameni, ce să așa iau? De acum gata, vine iarna. Dar este asfalt, de acum ar trebui dat cu sare. Când înghețe. Experiența a terminat. Nu e asfalt.